E, și acum vine momentul lui David Popovici. Începe seria lui David Popovici. La 100 de metri liber, acolo unde românul, vă spuneam, deține recordul mondial la juniori, 45-64, timpul său. Iată-l pe David Popovici, l-am avut în prim plan, alți doi români alături de el. George Stoica pe culoarul 0, Adam Iazo din Ungaria pe culoarul 1, Patrick Dinu din România pe culoarul 3, Popovici pe 4, Nemet este pe culoarul al 5-lea. Și Ryan pe culoarul 8, mai mulți notatori au abandonat seriile la 100 de metri, au speriat probabil de David Popovici, care a pornit mai greu deocamdată pe locul 4, însă foarte, foarte aproape de primul loc al lui Nándor Nemeth. Ryan din Irlanda este cel care întoarce primul la jumătatea cursei. Popovici doar poziția 3 în acest moment în spatele lui Nemeth. Sperăm să aibă un finish foarte bun David Popovici și să reușească să-și câștige această serie. Vine tare David Popovici și termină într-adevăr primul seria de calificare în semifinale. 46-70 timpul lui Popovici. Un timp cu care n-ar trebui să aibă nicio problemă pentru calificarea în semifinale. Este cel mai bun timp din primele 4 serii la 100 de metri liber David Popovici. Patrick Dinu a terminat pe poziția 5-a cu 47-36 și George Stoica pe poziția 6-a, 48-97. În acest moment Dinu are al 6-lea timp, George Stoica timpul cu numărul 14. Intră în seria a 5-a de calificare și